Salut, prieteni! Sunt Claudiu G. de la delazero.biz și în acest tutorial o să învățăm cum se pune WordPress în limba română pe site-ul nostru. Vedeți, acum eu sunt pe această pagină unde, în tema pe care o folosesc, 2010, sunt niște cuvinte scrise în engleză și eu vreau să fie în română. Vedeți aici unde scrie post it in, apoi leave a comment, continue reading. Eu nu vreau așa, eu vreau să fie în română. Cum să fac treaba asta? Vedeți și aici la comentarii, scrie leave a reply în loc de lasă un comentariu sau altceva scris în limba română. Deci cum să fac? Merg pe WordPress.org, apoi la Support, Documentation și de la Learn how to use WordPress merg la WordPress in your language. Și vedeți că în partea dreaptă aveți o listă cu toate limbile în care este tradus WordPress-ul. Mergem la română, apoi echipa pentru localizarea WordPress în română și de aici o să descărcăm arhiva cu ultima versiune de WordPress în română. O să avem de modificat în o comandă, vedeți acest cod ro, o să o modificăm într-un fișier. Dar acum hai să mergem la arhiva cu WordPress-ul în română. Descărcați pentru versiunea de WordPress pe care o aveți. Eu am versiunea 3.5 acum. Dacă aveți altă versiune, descărcați pentru versiunea dumneavoastră de WordPress. Bun, am apăsat să-mi descarce. Mi l-a băgat în Downloads. O să extrag fișierele tot aici în Downloads. Acum mi le extrage, vedeți, acesta este fișierul WordPress, intru în el să văd ce am acolo și încă o dată merg pe WP Content să văd ce e acolo și vedeți, acest fișier îmi trebuie, fișierul Languages. Pentru aceasta o să mă ajut ca să transfer acest fișier pe site-ul meu, o să mă ajut de un program de FTP care se numește FileZilla, FTP înseamnă File Transfer Protocol. Am deschis FileZilla și în partea de sus unde scrie host, treceți site-ul dumneavoastră, apoi username și parola pe care vi le-au dat cei de la hosting. În partea din stânga avem fișierele de pe calculatorul meu, iar în partea din dreapta fișierele de pe server, acolo unde este găzduit site-ul meu. Deci în partea din stânga merg și caut în Downloads fișierul unde am descărcat WordPress-ul în limba română. Uitați-l aici, WordPress, îl deschid, dau dublu click pe el, merg apoi la WP Content, îl deschid și pe acesta și îmi trebuie acest fișier Languages pe care o să-l transfer în partea dreaptă, tot în WP Content. Deci merg pe site-ul meu, unde, acolo unde scrie public HTML, dau dublu click pe el, îl deschid, merg pe WP Content. Și vedeți că aici am o grămadă de fișiere, însă nu am fișierul cu limbile, languages. Acesta trebuie să-l transfer aici, în WP Content. Dau click dreapta pe el și upload, îl încarc. Se mai poate face și cu drag and drop. Bun, mi l-a încărcat, vedeți că acum îmi apare în partea din dreapta. Intru un pic pe el să văd fișierele, că sunt încărcate, că sunt în regulă. Și acum am pe site fișierul cu WordPress-ul tradus în română, dar trebuie să-i spun WordPress-ului ce limbă să folosesc. Pentru aceasta intru din nou în public HTML și o să fac o modificare în fișierul wp-config.php. Sunt două fișiere wp-config. Unul este wp-config sample php, celălalt wp-config php. Și acesta îmi trebuie mie, să-l vedem mai bine, dau scroll în jos să-l vedem mai bine. Deci wp-config php, îl iau și îl pot să-l downloadez cu click dreapta, apoi dau pe download. Dar eu o să-l trag cu drag and drop pe desktop, uitați așa, îl iau ușurel și bag pe desktop. Uitați-l în partea din de sus. Acum deschid și FileZilla. Bun, acum deschid fișierul wp-config și caut linia de comandă unde scrie define lang, define wp-lang. Uitați aici și acolo unde sunt cele două ghilimele o să punem acel cod de la început, ro
linie ro pe care l-am văzut, este codul pentru limba română, apoi dau save și mi-am salvat acest fișier wp-config, îl închid și acum nu rămâne decât să îl transfer pe server, acolo unde am găzduit site-ul. Pentru aceasta îl iau cu drag and drop și îl trag în partea dreaptă, acolo unde am celelalte fișiere din public HTML, îi dau drumul și acum a început să mi-l încarce, o să-mi dea un mesaj că are același nume cu alt fișier, îi spun OK, apăs pe OK să-l scrie deasupra, Overwrite, și acum OK, este în regulă. Nu rămâne decât să deschid browserul, să intru pe site-ul meu. Uitați, acum mi-apare încă comentariul tot în limba engleză, pentru că nu am dat refresh la pagină. Vedeți aici, totul scrie în engleză și acum, din moment ce dau refresh, WordPress-ul va fi tradus în română și o să vedeți imediat modificările. Uitați cum arată și gata, am terminat. Asta a fost lecția de astăzi, cum să punem WordPress-ul în română pe site-ul nostru. Sper că v-a plăcut și că v-a fost de folos. Dați și voi un share dacă v-a ajutat cu ceva. Sunt Claudiu G. de la zero.biz și vă mai aștept și altă dată. Numai bine!